And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi, de echipa Schwetzing, să vedeți cum au lucrat copilașii. Vreau să mulțumesc profesorilor pentru lucrul care l-au făcut. Și chiar mă simt emoționat, fiindcă prima dată organizez cu echipa mea așa un lucru. Aici se va întâmpla o poveste, o poveste foarte frumoasă. Și de ce o să vă rog să puneți telefoanele pe silențios, da? să nu ne deranjeze nimeni. E seara copiilor, așa cum avem noi acest brăduț, cred că o să dedicăm acest eveniment frumos, anume lucrurilor frumoase, dorințelor și lucrurilor care ne fac pe noi, ne inspiră, da? De fiecare dată când vine anul nou, se întâmplă minuni și de aceea copilașii o să ne arete cu adevărat cum noi trebuie să privim aceste minuni, da? Savurați cu mare drag, vă doresc mult succes celor care o să cânte astăzi. Și succes și vouă pentru ca să-i susțineți cu multe aplauze, numai decât, da? Vă mulțumim! În vremuri vechi, unde vestul și estul nu-și cunoștea existența unul altuia, unde susul și josul își avea propriul soare, iar cerul era unica inspirație ochilor. Era o legendă care circula prin întreaga lume. Legenda zicea că undeva pe mare, dar totodată și pe uscat, există un loc tainic și fermecat, numit Schwetzing Land, unde, dacă ajungi în ajunul Crăciunului și destănui dorința inimii, aceasta neapărat se va îndeplini. Mulți voiau să ajungă pe acel tărâm, dar nimeni nu știa unde se afla, căci nu exista nicio hartă care să arate drumul acelui loc enigmatic. Nu oricine putea ajunge în acel ținut magic, faimos fiind printre oamenii pământului, dar totodată atât de misterios. Și totuși, care avea noroc? Doar inimile curate și talentate puteau auzi și simți în interiorul lor chemarea acelui loc, însuflețit fiind de spiritul Crăciunului. Chemarea suna cu o voce cristalină și era îndreptată celor aleși. A venit timpul ca aleșii să fie chemați. Fiți atenți, poate că și voi veți auzi acea voce. Sigh of the night, starry night, all is cold, all is bright, now the forest fades in ink. Chains of the riches, everyone. Oh, burrow, see. Oh, in the burrow, see. Silent night, starry night, star funny, star may is bright, and a cloth to keep memory. Now, it's alright, Christmas. Now, the day is done. Now, the day is done. Silent, starry. Needs a stay in the moon's inside. Dreams are menaced and everyone. Not as dawn gives the lovely one. Sleep in beautiful peace. Sleep in beautiful peace of love.
În interiorul lor s-a prins cânteia de a-și îndeplini dorința sacră. În interiorul lor sună chemarea și puterea tărâmului Sveții Clang, care le-a dat siguranță și speranța împlinirii acelei dorințe. Acest sentiment nu-l poți înhimba, e nevoie doar să-l urmezi, asemeni unei hărți sigure care te va conduce spre marea descoperire. Această trezire s-a întâmplat și cu prințesa Daria, din regatul mult îndepărtat, ce visa la libertate zi și noapte, întrebându-se, când se va schimba viața mea? Păi uite, iată și istoria ei. 7 a.m. the usual morning line up. Start on the chores and sweep till the floors are clean. Porsche wash the laundry and mop and shine up. Sweep again and by then it's like 7:15. And so I read a book, or maybe two or three. I'll add a few new paintings to my gallery. I'll play guitar. It's puzzle and arts and baking, paper mache, a bit of ballet and chess, pottery and virginity candle making. Then I'll stretch, maybe sketch, take a climb, sew a dress, and I'll reread the books if I have time to spare. I'll paper wall some more, I'm sure best room somewhere. And then I'll brush and brush and brush and brush my hair. Stuck in the same place I always be. And I keep wandering and wandering and wandering and wandering. When will my life begin? Tomorrow night the lights will appear just like they do on my ce cadou! Așa ceva se întâmplă doar o dată în an. Acel loc transmite taina lui doar în ajunul Crăciunului și oferă posibilitatea chiar de azi. Chiar de azi poți face primii pași spre împlinirea viselor. Însă, pentru aceasta, vei avea nevoie de multă încredere, pentru că primul pas are nevoie de o mare încredere în sine. Așa simți și prințesa Andreea, care, adunându-și forțele, a decis să pornească spre marea călătorie. Vă invit să ascultați istoria ei. E o fată ce o văd în oglindă de obicei. Ea e deșteaptă și are încredere că într-o zi o să vină momentul ei. Bunătatea, curajul, iubirea îl defac. Heroina și exemplu de urmat. Și tot ce
Încrederea este suficientă pentru mare aventură. Pentru atingerea tuturor scopurilor mai e nevoie și de sacrificiu și de voință. Anume, aceste virtuți o determină pe prințesa Gabriela să meargă cât mai departe, departe unde se împlinesc cele mai îndrăznețe dorințe. De ce această taină a fost încredințată doar inimilor curate? Pentru că doar ele posedă intenții pure și luminoase. Cunoașterea dragostei adevărate, încrederea în sine și descoperirea misiunii interioare, indiferent de obstacole. Asta e și trăirea prințesei Anastasia, care a înțeles că, de fapt, fericirea este interioară și pentru ea merită să pornești și spre capătul lumii, ghidată de vocea inimii.
So take your cup and raise it high. Just to share the other one and make a toast for family. Even tales of days gone by. Observa deja că povestea noastră relatează istoria multor prințese. Fiecare își dorește să fie prințesă, dar nu mulți știu ce responsabilitate cade pe acei umeri gingași. Prințesa Gabriela nu dorește să se ascundă în spatele acelor rochii pompoase, bijuterii scumpe și statut regal. Ea dorește ceva mai mult, să-și ofere sufletul eroic întregii țări. Aceasta e dorință aprigă, despre ea cântă întregii lumi. Îndeplinirea acesteia o îndrumă spre marele loc. Mai mult, mult, mai mult. Nu sunt doar o prințesă bibelou, vorbesc foarte multe limbi străine. Știu pe din o altă rochie, un alt buchet de flori, un alt inel, un alt cel. Toate luptele au loc în exterior. Cele importante sunt interioare. Ca să schimbi lumea spre bine, trebuie să începi cu tine. Să-ți permiți luxul să fii tu însuți, liber de prejudecăți. Și după ce toate dorințele tale se șlefuiesc, rămâne doar cea mai importantă, care îți devine călăuză prin viață. Iată și zbucimul interior al prințesei Andreea. Oare ce ascunde inima acelei firave fetițe? Spada strălucește în ochi, nici eu nu m-am uit pe ea. Tărâmul ascuns de lume este împărăția mea. Aici e totul ca furtuna ce-o trăiesc. Știu că am încercat, nu pot să opresc. Nu te arăta, nu voi primi. Fată bună, tu trebuie să fii zborul tras și cuiat. Dar au aflat, s-a întâmplat, s-a întâmplat,
totul pare departe și uitat. Și temerile mele deodată au încetat. E timpul meu să pornesc, să văd ce pot, ce reușesc să fie numai cum vreau eu. Vă întrebați, ce loc misterios? Ați dori probabil și voi la el, nu-i așa? Ajungând în acest loc fermecat, prințesele au întâlnit-o pe fata care le-a povestit călătoria și, totuși, cum i-a fost îndeplinită și ei dorința. Și mare le-a fost mirarea când li s-a deschis secretul că puterea magică ce îndeplinește orice dorință nu îl deține însăși locul, ci e acea decizie pe care îl aprinde omul în interiorul lui. Decizie de a înainta curajos, decizie de a porni spre dorința sa, indiferent de drum. Iată taina pe care fetele au descoperit-o. Magia se află în inimile lor. Press through.
Iată așa a fost seara noastră. Sper că v-a plăcut. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Vreau să vă prezint cine sunt aceste prințese. Prima prințesă care a cântat astăzi este băța Anastasia. Haideți o aplaudăm! Profesorul este Dmitri Jelezoglu. A doua prințesă este Stratula Daria. Profesoara este Maria Mihaela. Îmi cer scuze, Elena Maștalen. Următoarea prințesă este Calmâc Andreea. Profesoara Maria Mihaela Frimo. O prințesă care nu a cântat astăzi, dar cu siguranță o să cânte. Dar vreau să o aplaudăm, să aibă și ea curaj mai departe, așa, da? Este Nicole Rotaru. O prințesă, la fel, super talentată, Rotaru Andreea. Profesoară Mihaela Frimo. Și încă o prințesă extrem de talentată. Este Gabriela Tulbure. Profesoară Maria Mihaela Frimo. Și nu în ultimul rând, talentata prințesă Mariana Cazac. Profesor, nu mai spun. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc părinților pentru încrederea care o dați copiilor voștri, fiindcă e foarte important acest moment. Și vă mulțumesc vouă, elevilor, artiștilor. Voi sunteți artiști, nu mai sunteți elevi, știți acest lucru, da? La noi sunt doar artiști. Vă doresc mult, mult succes în continuare și sper că povestea de astăzi a fost una interesantă și sper că o să mai fie așa poveste. Mult mai multe evenimente frumoase. Acum vreau să vă invit să facem o poză comună toți. Vă mulțumesc! Să vă transmit ceva de Moș Crăciun. El încă nu a plecat, dar e aici, da? Și a spus că artiștii de la Schwetzing au fost foarte ascultători, foarte bravo. De ce aveți câteva cadouri? Sunteți gata să le primiți? Da, ține, te rog. Felicitări vouă! Și să aveți o carieră, un drum cât mai frumos artistic.